Tuturor, numele meu este Tineza. Astăzi vom face un nou episod. De data asta voi spune totul despre DMX Clash și despre ce lucruri faci deosebit. Dacă veți seria și veți episod în continuare, nu uitați să dați like pentru apreciere. Un comentariu că mă ajută foarte mult să realizez videoclipuri grozave și celebre. Și un subscribe pentru pagina mea de YouTube. Și să fie clar asta, bine? Haideți să începem. O, da, și nu uita să apăsați pentru clopoțelul unde scrie PIM! Unde vei să ne oferi cu cele mai noi video posibile și pe cele mai pe care le fac acum. Și chiar dacă... Și să facem și eu. Și dacă vreți să intrați pe Facebook-ul meu, intrați așa. Denis Antonio Pieranu. Și să mi-l găsiți, bine? În care eu fac diverse pe acum. Numire diverse. Nu știu dacă poate să-mi fac un Instagram cum ar veni. Dar poate pe viitor. Hai să începem. Demine Scratch este... Practic... Noi doi nu ne-am prea înțeles foarte bine. Dar acum că ne-am înțeles foarte bine, a vrea să-i spun că eu vreau să încheiem totul și să ne împăcăm odată, fiindcă nu ne prea... Ce vreau să spun că este că eu îl apreciez foarte mult. Eu îl susțin în continuare și chiar vreau să-l ajut ca să fie un... Fie noi doi, niște oameni foarte buni și înțelegători și cei care... Chiar înțeleg ce facem noi doi aici, chiar dacă eu și cu DMX Clash, probabil, dar probabil, o să ne înțelegem foarte bine. Eu sper ca noi doi să ne înțelegem foarte bine, să uităm tot ce a fost între noi doi și să fim odată prieteni. Și oricum, chiar dacă ai vrea să-i spun mai multe lucruri, eu vreau să spun... Este un tip foarte, foarte bun și foarte, foarte talentat. Eu chiar îi mulțumesc foarte mult. Eu aș da tot pentru lucrurile pe care le face. Oricum, nu dau chiar totul. Eu îi urez succes foarte mare și chiar îi urez un bun succes foarte mult. Și să crească în continuare, la fel și eu. Și ca amândoi într-o zi să fim amândoi youtuberi buni, dar măcar faima nu înseamnă totul. Nu înseamnă chiar totul. Mai mult eu mă asespa pe prietenii. Eu vreau să avem o familie cât mai unită și cât mai puternică. Să fim cu toți abonații pe care i-am eu. Să fim oameni de încredere, care o comunitate foarte mare de YouTube, care o comunitate foarte mare, care... Să ne înțelegem pe noi înșine, să fim respectoși și să nu ne bajucurim între noi, chiar dacă unii pot să facă ori lucrurile sau ori lucruri care le postează. Dar ideea este că DMX Clash este un tip foarte cool și grozav și extraordinar de talentat, cum ar veni, extraordinar de cultural și diverse. Și chiar dacă ar vrea să mai spun despre el, tot este un bun youtuber. La început nu am vrut să mă cer cu el, dar acum când mi-a scris diverse chestii urâte, nu m-am putut abține să nu fac ceva. Dar mai bine să ne împăcăm odată. Chiar dacă noi doi avem... Poate avem noi de ceva în comun, poate nu, dar ceva în comun de noi e să avem o comunitate cât mai mare. Posibil, dar eu vreau să fiu prieten cu voi toți și chiar dacă voi toți nu mă înțelegeți foarte bine, eu vreau doar să vă spun cu toții că eu vă susțin cu toții. Eu sper că nu doar ca unul să fie preferatul meu, ca preferatul meu Max Infinit. Și mai ales, dar voi toți cei care
Sunteți oameni minunați cu toții. Cu toții sunteți oameni care chiar gândesc foarte mult. Chiar voi toți sunteți oameni de încredere. Unii care nu ezită, nu se abat la absolut nimic din toate astea. Și chiar vă mulțumesc pentru că mă ajutați. Mai ales lui Demix Clash, care tipul ăsta este extraordinar. Foarte, foarte extraordinar. Și ca noi doi să ne înțelegem. Poate pe viitor ne vom înțelege amândoi și poate o să vom crește foarte mare producțiile noastre de... Iar noi facem lucrurile diferit, dar noi doi probabil să evoluăm într-o zi. Și amândoi o să fim youtuberi grozavi. Nu toți pot să fie youtuberi. Că unii nu se pot pricepe, dar cu timpul este practic un lucru foarte minunat. Un lucru care chiar trebuie să fie făcut. Ca și cum ai fi tu. Și n-ar fi cu toți. Oricum, îi mulțumesc foarte mult lui Demix Clash pentru tot sprijinul meu pentru el. Îl voi ajuta cât pot eu mult. Dar eu vreau și eu să fiu și eu un bun prieten cu el. Să ne înțelegem și noi. Chiar dacă nu știu ce să zic, dar măcar eu vreau să-l susțin în continuare și chiar voi toți să mă susțineți în continuare. Știu că sună ciudat un pic, dar eu mie îmi place foarte mult să fiu unul dintre cei mai buni. Nu chiar cei mai buni, dar vreau și eu să am prieteni, nu numai youtuberi. Mai cu toți să mă înțelegeți. Nu vreau bani, nu vreau faimă, nu vreau celebritate. Eu vreau doar prieteni. Și nu mai vreau ca toți să mă jignească cum sunt eu aici. Oricum, dacă nimeni nu m-a jignit de la început, cei de la clasa mea să mă și fi jignit toate cei 7 ani, poate n-aș fi făcut YouTube. Eu fac YouTube pentru plăcere. Toți facem YouTube pentru plăcere. Nu pentru a ne bajocori și pentru a face cât de multe sume mari de bani. Nu, eu nu vreau sumă de bani, nici nimic. Eu vreau doar să fiu un YouTuber care poate să descurce pe probleme sale picioare, dar trebuie să mai ai nevoie și de ajutor. Că nu numai tu trebuie să te descurci unul singur. Ai nevoie de duo pentru a face o floare să înflorească. Eu zic că ai mai nevoie și un pic de ajutor. Iar unii oameni nu pot să fie mereu cu alții. Unii oameni vor să se petreacă un pic timpul singuri în loc să facă. Ideea este că eu apreciez pe Demix Clash, că am mai zis de mai multe ori Demix Clash, dar eu îl susțin în continuare și sper să devin și el și eu doi youtuberi grozavi. Asta a fost un sper că vă place să fac un nou și uitați să dați like pe toate cine. Un comentariu și să foarte mult să aveți video grozave și CV și un subscribe pe pagina de YouTube. Eu am fost Tivezul și ne vedem la viitoare. Pa, pa. Și oricum, eu îl apreciez foarte mult pe Demix Clash și îl susțin în continuare.